Și copiii din casele de copii sunt ai noștri, conform articolului 32 din Constituția României, dreptul la învățătură. Dreptul la învățătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal și prin cel profesional, prin învățământul superior, precum și prin forme de instrucție și de perfecționare. Orice copil are dreptul să primească o educație prin învățământ, indiferent de forma pe care aceasta o îmbracă. Dacă copiii care trăiesc într-o familie li se asigură acest drept prin grija părinților, pentru copii instituționalizați din casele de copii sau din centrele de plasament, suntem răspunzători ca și aceștia să primească în aceeași măsură educația conferită prin învățământ. Mulți dintre acești copii nu pot urma cursuri școlare din diferite motive, lipsa locurilor sau lipsa datelor personale. Însă și aceștia pot fi ajutați și pot fi susținuți prin asigurarea învățăturii unei meserii. Un aspect îngrijorător în ceea ce privește situația copiilor din centrele de plasament reprezintă faptul că aceștia sunt internați în secții de psihiatrie, aproximativ 10% dintre copiii aflați în centrele de plasament, ajungând în această situație. Numărul ridicat de internări este determinat și de faptul că în centre nu există suficienți specialiști care să asigure îndrumarea personalului de îngrijire directă, iar internările se fac cu foarte mare ușurință. În lipsa procedurilor de lucru în ceea ce privește diminuarea comportamentelor dificile, personalul preferă să apeleze numărul de urgență 112 pentru rezolvarea situației de criză. Chestionați cu privire la ce cred că le-ar schimba viața în bine. Cei mai mulți dintre acești copii își doresc să fie împreună cu familia sau pur și simplu să aibă o familie. De asemenea, își doresc lucruri care țin de confortul personal, de intimitate, de o viață independentă, precum o casă, un loc de muncă și o sursă de venit. Actuala legislație nu prevede măsuri sociale de integrare a copiilor din centre de plasament, care la vârsta majoratului pur și simplu sunt lăsați pe stradă la voia întâmplării. Nesiguranța, lipsa de experiență, lipsa educației și a elementelor necesare pentru a putea subzista sunt factori determinați care pur și simplu împing acești tineri către lumea infracțională sau aleg să-și petreacă viața în canal. De aici reiese faptul că tinerii care ies din sistemul de protecție sunt o categorie extrem de vulnerabilă, aceștia neavând practic nicio șansă de integrare, neavând nicio altă alternativă de a-și construi propria viață, de a avea propria sursă de venit și de a integra astfel în societate. Dacă pentru asigurarea unui minim de educație pentru toți acești tineri sunt posibilități reale, existând școli unde aceștia își pot studia pentru pregătirea acestora, având în vedere mari încercări la viața îi va expune la împlinirea vârstei de 18 ani. Tocmai de aceea, înființarea unor ateliere sau centre de ucenicie care să funcționeze pe lângă centrele de plasament este o măsură care poate ajuta acești tineri aflați în pragul excluderii din centre de plasament să învețe o meserie tradițională, o meserie care să o practice după excluderea din centrul de plasament. În acest fel, tinerii vor fi atrași să identifice potențiale surse de venit bazate pe practicarea meseriei învățată, putând să-și construiască propria viață în care se simtă confortabil. Asigurarea unui pachet de măsuri de sprijin pentru acești tineri va duce la stimularea lor să-și deschidă propria afacere bazată pe meseria învățată în atelierele meșteșugărești. Tocmai de aceea am să propun un proiect de lege care are ca scop în principal educarea și integrarea tinerilor care împlinesc vârsta de 18 ani în casele de copii sau centre de plasament, în societate și susținerea acestora pentru a-și asigura o sursă de venit prin încadrarea într-o unitate economică sau prin înființarea unei societăți comerciale, prin asigurarea unor facilități fiscale pentru aceștia, în situația în care își deschid propria afacere sau pentru angajatorii lor, în situația în care aceștia sunt încadrați după terminarea cursurilor. Vă mulțumesc!